prima reprezentativă de mini-fotbal a României, de 5 ori campioană europeană, a debutat cu dreptul la turneul final al campionatului european din Croația. Ieri seară, tricolorii au învins cu 1-0 Naționala Scoției și au obținut prima victorie din fața grupelor. Ediția a 6-a a campionatului european de mini-fotbal a debutat în urmă cu 2 zile în Croația. După 5 ediții disputate până acum, toate câștigate de România, europeanul de mini-fotbal a adunat anul acesta la start un număr record de echipe, 32. Cele 32 de echipe au fost repartizate în 8 grupe, a câte 4 echipe, iar România a fost repartizată în grupă alături de echipele naționale ale Bulgariei, Scoției și Serbiei. Ieri seară, România a debutat la europeanul din Croația în fața Scoției, formație în fața căreia s-a impus cu scorul de 1-0, grație reușitei din minutul 8 semnate de Ciprian Ursu. În cel de-al doilea joc al grupei, Bulgaria și Scoția au terminat nedecis 2-2 și România s-a instalat pe primul loc după prima rundă. În cel de-al doilea joc, la Mini Euro, România întâlnește echipa națională a Serbiei, prilej cu care este așteptat și debutul într-o competiție oficială a zălăuanului Cosmin Florin Sabou, jucător lansat în fotbal de Clubul Sportiv Școlar Zalău. Fost jucător al echipei FC Armătura Zalău, dar și al echipei Gazmetan Mediaș, pe vremea când gruparea mureșană evolua în Liga 1, Cosmin Sabou a debutat la Naționala de mini-fotbal într-o partidă amicală disputată săptămâna trecută împotriva Ungariei, partidă în care zălăuanul a și marcat un gol. Cosmin Florin Sabou, alintat de prieteni cu apelativul Tasoti, este jucătorul din actualul lot al Naționalei de mini-fotbal a României, cu cele mai multe partide disputate în Liga 1 la fotbal. Tasoti a bifat 42 de partide pe prima scenă a fotbalului românesc și a marcat 3 goluri. După ce a părăsit echipa din Mediaș, Cosmin Sabou a evoluat pentru FC Zalău, iar în ultimul an în care a evoluat în eșaloanele superioare la fotbal, a îmbrăcat tricoul echipei Arieșul Turda. Odată cu renunțarea la fotbal, Cosmin s-a legitimat la Euro Dezmembrări Zalău, echipă ce evoluează în prima ligă din campionatul județului Sălaj de mini-fotbal, grupare de la care a făcut în numai 3 luni pasul la echipa națională. Mult succes zălăuanului Cosmin Florin Sabou la turneul final al europeanului de mini-fotbal.